și laudă adopției Israelul cel iubit din gurile celor ce suc și ale pruncilor, celor fără de răutate, care te-au văzut pe tine, Hristoase, intrând în sfânta cetate, mai înainte de Paști cu 6 zile. De te vei da la fredele și Doamne, Doamne, cine va suferi că la tine este milostivirea. Cu 6 zile mai înainte de Paști, sosita Iisus în sufletul meu spre cuvântul tău nădăjduită, sufletul meu în Domnul. Astăzi harul Sfântului Duh pe noi ne-a adunat și toți luând crucea ta, zicem, bine ești cuvântat cel ce vine în numele Domnului, Hosana celui dintr-unății. Strajă dimineții până noapte, în strajă dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul. Cel ce are scaun în cerul și așternut picioarelor pământul, cuvântul lui Dumnezeu Tatăl și Fiul cel împreună vecuitor s-a smerit astăzi, venind în Betania, pe mâns de asină, pentru aceasta prunci. Este milă și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Veniți astăzi și noi tot Israelul cel nou, biserica cea din neamuri, să strigăm cu prorocul Zaharia: bucură-te foarte, fata Sionului, vestește, fata Ierusalimului, căci iată, împăratul vine la tine, blând și mântuind, că
călare pe mâns de asină. Fiul celei de sub jug prăznuiește ca și prunci, ținând în mâini stâlpări, laudă zicând osana celui dintr-o înălțime. Bine este cuvântat cel ce vine, împăratului Israel. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, însemnându-se nouă mai înainte cinstită învierea Ta, ai sculat unule din mormânt cu porunca Ta pe prietenul Tău. Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Cu șase zile mai înainte de Paști, sosit a Iisus în Betania și au venit la dânsul ucenicii Lui zicând, Doamne, unde vrei să gătim ție să mănânci paștile? Iar El i-a trimis pe dânsi zicând, mergeți în satul cel dinaintea voastră și veți afla un om dăducând un vas de nut cu apă. Să mergeți după dânsul și stăpânul casei să-i ziceți, învățătorul zice, la tine va vreau să fac paștile împreună cu ucenicii mei. Marire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, astăzi, astăzi.
și noi toți în crucea ta
smerenie, Doamne, într-o lungime de zile. Domnul, Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Înțelepciune. De la facere citire. Să luăm aminte. Apoi ai chemat Iacob pe fiii săi și le-a zis, adunați-vă ca să vă spun ce are să fie cu voi în zilele cele de apoi. Adunați-vă și ascultați-mă, fiii lui Iacob, ascultați pe Israel, ascultați pe tatăl vostru. Iudo, pe tine te voi lăuda, te vor lăuda frații tăi. Mâinile tale să fie în ceafa vrăjmașilor tăi. Închinase vor ție feciorii tatălui tău. Pui de leu ești, Iudo, fiul meu. De la jaf te-ai întors, el a înduit genunchii și s-a culcat ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va deștepta? Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni păciuitorul, căruia se vor supune pe coarele. Acela își va lega de viță asinul său, de coardă mânzul asinii sale. Spălava în vin haina sa și în sânge de strugure veșmântul său. Ochii lui vor scânteia ca vinul și dinții săi vor fi albi ca laptele. Înțelepciune! Din prorocia lui Sofonie, citire. Să luăm aminte. Așa zice Domnul, bucură-te, fiica Sionului, saltă de veselie, Izraele, veselește-te și te bucură din toată inima, fiică a Ierusalimului. Căci Domnul a înlăturat judecățile împotriva ta și a întors pe vrăjmașii tăi. Domnul, împăratul lui Izrael, este în mijlocul tău. Tu nu vei mai vedea nicio nenorocire. În ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme, Sioane, căci mâinile tale nu vor slăbi. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un izbăvitor puternic. El se va bucura foarte de tine și în dragostea lui va tresălta și va cânta de bucurie pentru tine. Voi strânge la oaltă pe cei ce sunt întristați și fără sărbătoare și vor fi iarăși dintre ai tăi, deși ocarea apasă asupra lor. Și în ziua aceea vor stripi pe toți asupritorii tăi, vor izbăvi pe cei ce schiopătează și pe cei zgoniți îi voi strânge de pe drumuri și îi voi face de laudă și cu nume în ținuturile în care fuseseră făcuți de ocară. Înțelepciune! Din prorocia lui Zaharia, citire. Să luăm aminte. Așa zice Domnul, bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată, împăratul vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. El va nimici carele din Efraim, caii din Ierusalim și arcul de război va fi frânt. El va vesti pacea popoarelor și împărăția lui se va întinde de la o mare până la cealaltă mare și de la Eufrat până la marginile pământului. Iar pentru tine, pentru sângele legământului tău, voi da drumul robilor tăi din fântâna cea fără de apă. La tine, fiica Sionului, se vor întoarce robii care îi așteaptă. Pentru zilele surghiunului tău, chiar astăzi îți vestesc, îți voi răspăti îndoit. Căci am întins pe Iuda ca pe un arc și pe Efraim îl pun săgeată pe coardă și voi ațăța pe fiii Sionului împotriva fiilor tăi și te voi preface în sabie de viteaz. Și Domnul se va arăta deasupra lor și săgeata lui va țâșni ca fulgerul, și Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiță și va înainta în veselia de la miază zi, Domnul Savaot îi va ocroti. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește! Doamna de stăpânitorile Dumnezeu, părinților noștri, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm!
părintele nostru Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Te rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, monah, preoți, rodiacon, diacon, monah și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Păcatelor robilor lui Dumnezeu, pentru slujitori, închinători, ctitori și binefăcători a acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedrale mântuirii neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care sostenesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostivă și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Doamne, miluiește! Arătă-ne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Să arătă-ne, dăsărășită, sfântă-n pace și fără de păcatele, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cer. Doamne! Reșeptare de păcatele și de greșelile noastre, precum și cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cer. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la
fricoșătoare a judecata lui Hristos, să cere. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele noastre, Domnului să le plecăm. Și Doamne. Împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântul Duh, cel ce a învățat pe apostol să grăiască cu alte limbi străine, acela și-a îndemnat și pe tinerii evrei cei fără de răutate să strige Osana celui dintr-o înălțime. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Fiul și cuvântul Tatălui cel împreună fără de început și împreună șezând pe mâzi necuvântători, a venit astăzi în cetatea Ierusalimului, spre care cherubimii nu pot să privească. Pruncii l-au lăudat cu stâlpări și cu ramuri, laudă de taină cântând, Osana celui dintr-o înălțime, celui ce a venit să mântuiască de înșelăciune tot neamul omene. Cu 6 zile mai înainte de Paști s-a auzit glasul tău, Doamne, pentru adâncurile iadului. Pentru aceasta și pe Lazar cel mort de 4 zile, cetate și zând pe mânzul Asinei, te-ai sârguit să vii spre patimă ca să plinești legea și prorocii, iar pruncii evreiești mai înainte vestind biruința învierii, te-au întâmpinat cu ramuri și cu stâlpări, zicând, bine ești cuvântat, Mântuitorule, miluiește-ne pe noi. Slavă ție, Hristoase, Cel ce șezi pe scaune întru cele de sus, și acum te așteptăm cu cinstită crucea ta, pentru aceasta se veselește fiica Sionului, se bucură neamurile pământului, pruncii țin stâlpări, ucenicii hainele, și toată lumea s-a învățat să scânte ție. Binecuvântat ești, Mântuitorule, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Mai înainte, cu 6 zile, de facerea Paștilor, venit a Iisus către Betania, să cheme iarăși la viață pe Lazar cel mult de 4 zile, să prevestească învierea și l-au întâmpinat pe el. Femeile Marta și Maria, surorile lui Lazar, grăind către dânsul. Doamne, de ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Atunci a zis către dânsele, am v-am spus mai înainte, că cel ce crede în mine, chiar de ar și muri, va fi. Arătați-mi locul unde l-ați pus pe dânsul, ce a strigat cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri. Pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte, mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfântului apostol Andrei cel întâi chemat ocrotitorul României, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan gură de aur, ale sfinților ierarhi Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhi Alexandriei, ale sfinților Nifon și Atanasie, Patelarie, patriarhi Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichei, Spiridon al Trimitundei și Nectare de la Eghina, făcătorii de minuni, Bretanion, Teotim și Efrem, episcopii Tomisului, Irineu de Sirmium și Niceta de Remesiana, Iachin de la Vicina, Antimivireanul și Grigorie, dascălul mitropoliții țării românești, Varlaam de Softei și Teodosie de la Braz, mitropoliții Moldovei, Iosif cel Nou de la Bartoș, mitropolitul Banatului, Ghelasie de la Râmeț, Ilie Iorest, Sava Brancovici, Simeon Ștefan și Andrei și Aguna, mitropoliții Transilvaniei, Petru Movilă, mitropolitul Chievului, Leontie de la Rădăuț, Ioan de la Râșca și Secu, și Pahomie de la Gledin, episcopii Romanului, Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului, și ale tuturor sfinților ierarhi, ale Sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfinților sfințiți mucenici Haralambie și Lefterie,
ale sfinților mucenici Epictet și Astion de la Halmiris, Nichita și Sava de la Buzău, Zotica Talca Masie și Filip de la Niculițel, Emilian Dase, Nicandru, Marcian, Iuliu, Veteranul, Pasicrat, Valentin și Isihie de la Durostorum, Chiril, Chindeu și Tasie de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Helie, Lucian și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudiu, Castor, Sembronian și Nicostrat de la Sirmium, Donat și Silvan, Diaconii, Romul, Preotul și Venus din Cibales, Maxim, Quintilian și Dadas din Ozovia, Ermil, Stratonic, Montanus, Preotul și Maxima din Singindunum, Hermes și Lup, Serghe și Vah, Ioan, Valachul și Oprea din Seliștea Sibiului, ale sfinților martiri, brâncoveni, Constantin, voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfinților mărturisitori, Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigore din Zagra, Vasile din Telciu, ale sfintelor mucenițe, Filotea de la Curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova și ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievozi, Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe Basarab al Țării Românești, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, Ioan Casian, German și Dionisie Exigul cei din Dobrogea, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, Grigorie de Capolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Daniel Sihastrul de la Voroneț, Ioan de la Prislop, Simeon și Amfilochie de la Pângăraț, Iosif și Chiriac de la Bisericană, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, Chiriac de la Taslău, Visarion Sarai și Sofronie de la Alba Iulia, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, Vasile de la Poiana Mărului, Onufrie de la Vorona, Antipa de la Calapodești, Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Iosif de la Văratec, Ioaniche cel Nou de la Muscel, Irodion de la Lainici și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților rugăm-ne, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! 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 Ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc,
milostenesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru buna statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zice: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, plâns și lesne neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și Domnului tău! Capetele noastre Domnului să le plecăm! Ție-nă! Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunilor, viruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri și cu ale sfinților drepți Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor sfinților tăi. Bine primită vă rugăciunea noastră, dăruiește-ne iertare greșelilor noastre, acopere-ne cu acoperământul aripilor tale, depărtează-ne de noi pe toți vrăjmașii și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitor.
citească Scriptura și toți au luat în mâini stâlpări de finic și haine și-au așternut lui cunoscând că El este Dumnezeul nostru, căruia când cheruvimii neîncetat osana celui dintr-o înălțime, bine ești cuvântat cel ce vii, cel ce ai mulțimea îndurărilor, miluiește-ne pe noi. Doamne Dumnezeul nostru, cât este de minunat numele Tău în tot pământul. Ce în ce te porți pe heruvim și ești lăudat de serafim, ai încălecat pe mânzul a sinei, bunule. Și precum zicea David, pruncii te-au lăudat cu dumnezeiască cuvință, iar iudeii te-au punit cu fără de lege. Șederea pe mânz înseamnă întoarcerea neamurilor neînfrânate, de la necredință la credință, slavă ție, Hristoase, cel ce singur ești milostiv și iubitor de Sfinte, fără de moarte, miliește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră și ale toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Iisuse Dumnezeul nostru, care binecuvânta cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuși binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și untdă lemnul acesta și le mulțește în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Dar pe credincioșii tăi robi, care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat, binecuvântat, binecuvântat,
vecii vecilor. Amin. Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, în al preasfințite părinte, binecuvintează. Cel ce pe mânzul lasii ne-a primit a ședea pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maicei, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Iubiți credincioși, în continuare vom ieși din catedrală. La ieșire înalt preasfințitul va binecuvânta ramurile de salcie, apoi vom înconjura Sfânta Biserică, pe urmă înalt preasfințitul va rosti cuvântul de binecuvântare a pelerinilor, rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și cuvântul de, din această seară. În vierea cea neaște mai înainte de patima ta, în credințându-o pe Lazar, din morți l-ai scurat, Hristoase, Dumnezeul nostru, care șezi pe heruvim, cel ce ai arătat puterea ta și ai trimis pe unul născut Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin cruce, prin îngropare și prin învierea sa, căruia, venind în Ierusalim spre pătimirea cea de bunăvoie, poporul care ședea în întuneric și în umbra morții, luând semnele biruinței, ramuri de copaci și stâlpări de finic, i-a prevestit învierea însuși, Stăpâne, păzește-ne și pe noi care, urmând acelora, purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainte prăzduire. Și precum pe acele popoare și pe acei prunci care ți-au strigat ție, Osana, apără-ne și pe noi, ca prin laude și cântări duhovnicești să ne învrednicim de dătătoarea de viață, învierea cea de-a treia zi, în Hristos Iisus, Domnul nostru, cu care împreună ești binecuvântat cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Să binecuvințează, să sfințească stâlpările acestea cu harul preasfântului Duh, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. În vierea cea de obște mai înainte de patima ta, în credință, Hristos
Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm să-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul, părintele nostru, Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Binecredinciosul poporul unde pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Învierea cea de obște mai înainte de patima ta, încredințându-o pe Lazar din morți la înviat, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, ție, biruitorul morții, cântăm Osana celui dintr-o înălțime, biruinței.